Degeaba o căutați pe Ana. Oficial este o anchetă asta. Cred că a fost greșeala noastră. Cred că a fost greșeala mea de fapt. Dacă mai știu orice, să raportez de urgență la poliție. Vreau să-mi trimis toate filmările pe astăzi unde apare Ana. Deci a fost abonatul aici și a întrebat de o mașină de două locuri. Te-am spus și lui Mariusica să vină ca să-i spunem veștile. Astăzi am observat că prietena noastră Ana Banana a dispărut de pe serverul nostru Burger SMP. Și pentru că sunt un polițist bun, normal că a trebuit să ne punem în căutarea Anei și să aflăm care este misterul. Stați până la capăt să aflați ce s-a întâmplat cu Ana și dacă am reușit sau nu să o găsim. Nu uitați să dați un like și un subscribe dacă vreți să vedeți seria asta zilnic și un follow pe Instagram ca să apăreți chiar acum pe ecran. Eu vă las cu clipul, vizionare plăcută! Fraților, deci tocmai ce am ieșit mai devreme de pe server, tocmai ce am filmat mai devreme clipul acela unde am adus un abonat pe server și mi-a scris Mariusica și mi-a spus: bă, intră de urgență pe server, s-a întâmplat ceva grav, nu știu ce. Și am intrat de urgență pe server și nu știu ce se întâmplă și uite-l pe Mariusica la ușa mea. Da, Mariusica, ce s-a mai întâmplat? Abia am fost mai devreme aici, ce s-a întâmplat? Ce e atât de urgent? Că nu era nicio urgență mai devreme. Look, da, Mariusica, ce este? I-am dat mesaje lui Ana, ok, și mă ignoră complet. Ok, da, ok, văd că Ana e pe server, dar poate, nu știu, poate nu e la calculator. Ce se întâmplă cu ea? Păi habar nu am, nu știu. E supărată pe mine? Nu știu, bă, mă întreb pe mine dacă e Ana supărată pe tine. De unde să știu dacă e supărată? Ana, ce faci? Uite, i-am scris și eu pe cea, da. Habar n-am, poate nu e la calculator. Mai are și un semn ciudat pe casă. Bă, care un semn ciudat pe casă? Ce semn ciudat are pe casa, gen aici, pe casa asta? Ce semn are? Stai așa, Ana n-are semne ciudate pe casă. Vrei să ne ducem să vedem? Păi trebuia să încep cu chestia asta, care un semn ciudat pe casă, că atunci, da, înțeleg că îți faci griji. Ce semne? Poate, sau poate e o glumă proastă de Ana, cine știe. Ia, nu e nimeni acasă. Asta e ceva ce ar scrie Ana, totuși, gen. Adică, cred că totuși ea a scris semnul ăsta. Alo, Ana, bă, nu cred că e acasă, gen. Hai afară. Ai încercat să verifici, gen, ușa ei din realitate? Adică, gen, te-ai dus la ea în cameră să vezi ce face? Poate nu e la calculator, pur și simplu. Nu mă lasă la ea în cameră. Da, ok, e de înțeles. E, sună ceva ce ar face Ana. Și, păi, nu e nimeni. Ok, vrei să intrăm să vedem totuși ce se... Da, ok, cred că... Da, bă, hai să spargem ușa, îi spargem toată casa, nicio problemă, gen. Ok, hai să lăsăm semnul ăsta aici și ne prefacem că n-a fost niciodată pe ușă. Ok, nu e nimeni... Uite încă un semn. Degeaba o căutați pe Ana. Ok, deja asta sună ca o glumă proastă și atât, cred. Bă, ce e asta? Bă, eu cred că ne-a la mișto. Hai, mă, nu cred că pe bune ce... Că, cine o lua pe Ana pe serverul ăsta? A furat-o Maria? Cine a luat-o? Gigel? Constructorul? Cine? Adică, degeaba o căutați pe Ana. Nu știu ce să zic. Mă rog, hai să mai... Ia, stai așa că mai e un semn aici. Ha, 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 ha. Bă, ia Ana care face mișto de noi 100%, Mariusica, și se râde de tine că tu chiar te-ai speriat că ar fi bățit ceva. Iar face prank-uri. Cel mai probabil eu zic că așa, uite, încă un semn. Bă, deja mă așteptam să mai găsim un semn. Respect pentru munca depusă. Da, ok, asta e puțin ciudat, n-o să mint. Ce, mă? Sincer, îmi trece cineva prin cap când aud respect pentru munca depusă, dar gen... Mă, cred că face mișto, că gen abia l-am adus pe Georgica pe server, era abonatul la da, pentru că gen tocmai gen l-a adusesem pe Georgica pe server și zicea respect pentru munca depusă și probabil i s-a părut amuzant și a scris și ea sau ceva de genul, adică tot nu mi-aș face griji, știi ce zic, adică e doar un semn sau ceva, nu știu, hai să ne uităm și în restul camerei, poate e în pat, nu, Mariusica, nu mai are, nu mai e... Patul, nu știu cum să spun, dar gen, patul Anei nu mai e. Ce scrie mai aici? Dacă vă e dor de Ana, poate o căutați la cafenea. Mă, ce? Mă, să fie ceva pe bune? Crezi că e prank sau o fi ceva mai serios? Adică, n-are pat. De ce nu mai are pat în casă? Stai, asta e ciudat. De ce ar fi spart propriul pat? Că aici gen se spauna. Adică nu prea are sens să-și spargă patul, cred. A, da, ci că, mă, nu mai înțeleg. Cred că ar avea... Că avea chef de prank-uri, deci cred că... A, cred că nu ar avea chef de prank-uri, deci cred că e ceva serios. Hai, mă, să... Bine, Mariusica, hai să mergem să investigăm la cafenea, hai. Astăzi o să fie ajutorul meu de polițist, da? Hai să vedem care este faza. Da, nu știu, e... E ceva ciudat, dar nu-mi dau seama dacă facem mișto de noi sau nu. Așa că habar nu am, nu știu. În mod normal mi-aș fi luat mașina mea, care e șmecheră și singura mașină încă de pe server. Dar hai, fiindcă ești tu, merg pe jos. Uite, ca oamenii fără bani, ca voi, care voi n-aveți mașini și chestii. Poate doar gen face mișto și vrea să-mi fure mașina sau ceva, cine știe, geloasă. Ce zici, mă, clătituță? Am venit și noi aici, din păcate iară nu cumpărăm nimic. Da, știu, suntem săraci de tot. Voiam să întrebăm dacă ai văzut-o cumva pe Ana, pentru că am văzut niște semne ciudate pe la ea pe acasă, zicea ceva de cafenea, habar nu am, nu știu, a fost Ana pe aici astăzi sau ceva. Ultima oară când am văzut-o pe Ana era cu abonatul acela al vostru, Georgica. Cred că s-au dus spre maga...
Ok, clătituță, mulțumim mult pentru informația asta. Chiar o să ne ajute, să știi, chiar îți mulțumește foarte mult poliția pentru această informație. Oficial este o anchetă asta. Mulțumim, clătituță, te pupăm, ne auzi. Mariusică, tu ai auzit ce a zis și că chiar... Bă, nu pot să cred. Mă, deci... Bă, cred că a fost greșeala noastră. Cred că a fost greșeala mea, de fapt. Că nu i-am spus, gen... Nu i-am spus să... Nu i-am dat bani direct. Gen, eu doar i-am spus să nu mai vină pe server. Și nu mă așteptam să mai intre. Adică cine se mai juca cu el dacă mai intra pe server? Că el n-avea voie să... Bă, te rog să-i dăm bani, cred că. Sau să-i scoatem whitelist-ul sau ceva, cred că... Bă, și i-am spus. Cred că i-am spus hackerului să scoată whitelist-ul. Și cred că nu l-a scos. Că eu știu că i-am spus de whitelist. Nu i-am dat bani. I-am spus să-i scoată whitelist-ul. Și dacă n-are whitelist, n-ar trebui să poată să intre pe server. Că whitelist-ul înseamnă că doar aia care sunt pe lista aia au voie să intre, știi ce? Mă, hai să mergem care, să vedem care e faza. Ci că s-a dus la magazin cu abonatul ăla. Mă, ce se întâmplă, gen? Băi, ciudat rău de tot, adică de ce nu s-ar fi jucat, gen? Uite, acum e doar Ana pe server, dar ci că a fost cu abonatul ăla mai devreme, gen, de ce nu mi-ar fi spus că a intrat iar abonatul și sau nu știu. Chiar e foarte ciudat și nu răspunde, gen, la nimic, adică nu răspunde nici pe mesaje pe ăsta. Habar nu am. Vrei să încercăm să scriem, să scriu eu pe Discord? Habar n-am, poate nu e pe Minecraft, e pe Discord. Ia, stai puțin. O să încerc să scriu pe Discord. Să vedem, poate ne panicăm noi degeaba și nu e pe Minecraft, gen, și-a lăsat Minecraft-ul deschis și e vreo glumă proastă sau poate a intrat din greșeală, gen, Georgica și după aia a ieșit. Habar n-am, nu știu, poate doar ne panicăm degeaba, ok? Stai două secunde să-i scriu pe Discord. Ok, fraților, eu i-am scris Anei pe Discord acum vreo 10 minute și încă n-a răspuns Mariusica și încă este online pe server, n-a răspuns pe Discord. Am auzit că cică abonatul a intrat. Ok, deja îmi fac griji. Deja chiar îmi fac griji, pentru că știi câte chestii am pățit în trecut cu oameni care erau străini și acum iară oameni străini și iară se întâmplă chestii dubioase. Abar nu am. Ok. Mariane, avem o mare problemă și cu fana nebună. Da, mai ales cu fana nebună. Ok, Mariane, ideea este că nu o găsim pe Ana nicăieri. Am auzit ceva că este cu abonatul ăla pe care l-am adus aici pe server atunci, știi, mai devreme cu câteva ore și nu mai dăm de Ana și nu știm ce se întâmplă. Ai vreo idee, ai văzut-o pe Ana astăzi, că am auzit că ar trebui să fi fost pe aici. A fost Ana pe aici, dar de dimineață. Acum habar n-am unde s-au dus. Ziceau ceva de mutat pe alt server. Cum adică mutat pe alt server? Cum adică dimineață? Păi dimineață înseamnă gen fix după ce am filmat cu abonatul. Ce a făcut? A intrat iară și... Băi, eu nu mai înțeleg, frate. Deci fix după ce a ieșit abonatul și am ieșit și eu să fi intrat înapoi, adică dimineața asta înseamnă. Și că s-au mutat. Du-te, mă, de aici, mutat pe alt server. Nu cred. Mariane, mersi mult de informații, dar nu știu ce să zic. Bă, Mariusica, ce se întâmplă aici? Ok, înainte să continuăm să căutăm pana, eu zic să ne luăm câteva gogoși ca să ne meargă mintea mai bine. Știi ce zic? Adică eu zic să ne luăm ceva pe aici pe la magazin. Ce părere ai? Eu n-am bani, mamă, nici tu n-ai bani. Speram să faci tu cinste, că eu chiar nu am niciun ban, adică gen chiar nu mai am deloc. Ok, știi ceva? N-avem din de gogoși. Mariane, mulțumim foarte mult. Ne mai auzim. Mă duc că e o chestie foarte importantă. Dacă mai știu orice, să raportez de urgență la poliție, pentru că oficial ăsta este un caz foarte important și acum gen poliția se ocupă de asta. Mă, lasă-mă la jos, că nu trebuie să te vadă pe tine lumea acolo. Gata, te pupăm, Mariane. Mersi foarte, foarte mult. Bă, Mariusica, stai așa că e pe bune. Deci chiar e ceva mai serios de atât. Stai așa un pic, abonat mutat pe alt, cum adică mutat pe alt server? Bă, du-te mă de aici, gen. Ce s-o fi supărat Ana că am băgat-o câteva ori la închisoare și gata. Dar nu cred, mă. Ce, se duce și se joacă cu abonatul ăla, te pomene, și gen nu se mai joacă cu noi? Sau ce se întâmplă? Sau poate, mă, poate, dacă a răpit-o, cum a mai pățit și înainte cu răpit și de-astea, dacă e de fapt o chestie gen că a fost răpită. Te gândi la asta? Că poate, na, poate a venit ăla și cine știe, poate era un abonat nebun. Adică nu știu, era un abonat random. Nu știm ce se poate întâmpla, orice se poate întâmpla cu un abonat, nu? Hai să mergem să vorbim cu Lorena. Mergem la poliție, vorbim, pentru că avem camere peste tot. Eu nu pot să văd filmările, eu pot să văd camerele doar în timp real. Uite, acum mă uit, de exemplu, la noi aici, nu văd nimic, dar pot să mă uit în timp real decât, dar Lorena are acces să vadă gen filmările de pe toată ziua și o să o întreb să-mi spună unde a văzut-o pe Ana astăzi, să-mi trimită filmările, că poate să facă chestia asta. Ok, Lorena, am venit cu o treabă foarte, foarte importantă. Este un caz de posibilă răpire sau, nu știu, s-ar putea să fie alarmă falsă. Eu mă gândesc că Ana nu cred că e atât de nebună. Da, ok, poți să dai alarma, Mariusica, că e ceva destul de urgent, poți să apeși pe alarmă. Ok, poți să oprești, mulțumesc. Da, deci pe scurt, Ana, noi credem că a pățit ceva, pentru că nu cred că ar fi plecat așa random cu un abonat pe care nu-l cunoaște. Adică ce sens are să fi plecat așa random? Și gen, nu mai găsim pe Ana, am găsit niște semne ciudate la ea acasă. Am auzit că a fost prin oraș cu abonatul ăsta, gen abonatul pe care l-am adus mai devreme. Știi, ăla de i-am arătat pe aici harta și acum că a intrat înapoi. Habar nu avem ce se întâmplă cu Ana, avem nevoie de filmări. Vreau să-mi trimiți toate filmările pe astăzi, unde apare Ana, orice, să-mi trimiți de urgență, să te uiți peste ele.
Doamne ferește, mă uit chiar acum pe filmări și trimit cât mai repede. Mersi mult, Lorena. Deci neapărat fă chestia asta cât mai de urgență și noi o să ne mai uităm pe aici să vedem dacă mai găsim ceva sau nu, pentru că nu știu dacă mai avem ceva, nu știu, indicii pe aici prin oraș. Noi ne mai uităm. Te pup, Lorena, mersi foarte mult. Uite-te pe filmările alea de urgență. Hai, Mariusica, lasă-mă aia că n-avem timp de reclamații și de astea. Lasă. Hai, vino încoace să vedem care este faza cu Ana. Deci unde nu ne-am uitat la dealership decât? Putem să mai întrebăm aici. Poate, nu știu, poate știu ei ceva, dar habar nu am. Te pup, Gianni, avem și noi o problemă. Voiam să te întrebăm dacă cumva ai văzut-o pe prietena noastră Ana astăzi pe aici prin magazin sau dacă ai văzut ceva pe server mai ciudat. Mă rog, nu pot să dau prea multe detalii, dar am nevoie să știu dacă ai văzut-o pe Ana sau ai văzut ceva, nu știu, legat de probabil abonatul ăla de la l-am adus astăzi mai devreme aici, dacă ai văzut ceva după ce am plecat noi, nu știu, orice informație ne ajută. Salutare, nu știu de Ana, dar mai devreme era copilul ăla Georgica aici și a întrebat de o mașină cu două locuri. Deci a fost abonatul aici și a întrebat de o mașină de două locuri, doar el cică a fost aici, atâta pot să zic, altceva nu s-a întâmplat azi pe aici. Wow! Ok, mulțumim mult, ne ajută, respect pentru munca depusă, bă, încep și tu ca ala cu respect pentru, Doamne ferește, mulțumim mult, Gianni, chiar ne ajută chestia asta. Ana a fost răpită de Georgica 96, bă, da, e o notiță destul de bună, bă, chiar s-ar putea să fi fost, mulțumim foarte mult, Gianni, te pupăm, noi ne mai uităm pe aici, papa. Mamă, deci chiar am întrebat tot orașul, ești nebun, chiar cred că am întrebat aproape tot orașul, bă, e ciudat rău de tot ce se întâmplă, nu știu ce mai e de făcut, habar nu am, decât să așteptăm filmările alea, atâta, cred că am mai rămas să așteptăm filmările, să primim, să vedem pe unde a fost Ana văzută, pentru că filmările alea, gen, gândește că sunt peste tot, uite, camere aici, camere, sunt peste tot camere în oraș și ar trebui să primim niște filmări, să vedem care este faza de la Lorena, care să ne spună, bă, uite, aici a fost Ana, am văzut-o aici, nu știu, de obicei ea îmi taie direct fazele unde a văzut persoana pe care o caut și așa, adică o să-i trimită direct fazele cu Ana, acum habar nu am. Nu știu ce o se întâmple, dar Mariusica, eu zic să te duci la tine acasă, lasă cazul în mâinile poliției și revin eu cu update-uri, ok? Revin eu după ce primesc filmările și așa. Mersi de ajutor că ai stat cu mine să întrebăm și mi-ai spus. Îmi dai mesaj? Da, îți dau un mesaj. Băi, frate, eu deci auzi, Mariusica, mai încearcă tu să mai vorbești cu Ana, mai încearcă să mai dai de Ana, dacă poți să dai de ea, nu știu, prin orice fel, să mai scrii pe chat, să mai, nu știu, dacă dai de Ana, mă anunț, da? Mai scrii tu pe chat, că sparg ușa, da, spargi ușa. Hai, te pup. Mamă, deci chiar e, băi, e mai serioasă faza decât credeam, adică prima oară credeam că e un prank prost sau ceva, dar acum aparent gen, nu știu ce se întâmplă, că nu mai înțeleg, bă, era Ana cu abonatul ăla, nu înțeleg ce caut abonatul ăla aici, că a fost doar pentru un episod și după aia am zis să iasă pe server să nu mai intre și știu că i s-a scos whitelist-ul, adică nu mai putea să mai intre, acum, dintr-o dată, nu mai înțeleg nimic. Chiar sunt foarte, foarte confuz, ok? O să aștept filmările de la Lorena și revenim cu un react. O să vedem care e faza cu ele, că habar nu am. Fraților, au venit filmările și a venit momentul să aflăm ce se întâmplă cu toată nebunia asta, că nu mai înțeleg absolut nimic. Nu mai stau să vă mai povestesc nimic. Vreau să-i dăm direct 0000. Ne-a tăiat Lorena numai părțile unde apare Ana și să vedem. Ia, deci uite-o pe Ana, deci uitați-o aici pe Ana. O vedeți cum iese. Se uită stânga, dreapta, dar de ce? Să joc un pic. Ana e singură. Ana e complet singură în momentul ăsta și se duce încolo, ok. Deci Ana a ieșit singură din casa ei, se-a mai uitat așa stânga-dreapta și a dus la... What? Ok, deci s-a dus la cafenea singură. Era doar ea singură, atenție. Ok, deci hai să vedem, continuăm cu filmarea numărul 2, gen. Ok, hai să vedem, deci asta e cafeneaua. Bun, deci uite-o pe Ana cum vine așa la cafenea. Ok, și ce face? Vorbește cu clătituță puțin? Sau ce se întâmplă? Deci efectiv nu mai văd, deci din perspectivă, avem numai perspectiva asta aparent. Și acum, what? A vorbit cu clătituță și a plecat. Mă, ce? Bă, eu nu mai înțeleg filmările astea. Stați așa un pic, că sunt foarte unde e Georgica în toată chestia asta? Că parcă n-a zis clătituța că ceva de Georgica sau sunt nebun? N-a zis de Georgica? Ia. Uite-o pe Ana cum vine la... What? Uite-o pe Ana la magazin, ești nebun? Mă, deci Ana e singură. Deci eu încep să cred că e o mare glumă proastă ce se întâmplă aici. Deci Ana este singură în continuare și o văd cum e la magazin acum, ești nebun? Uitați-vă și voi. Mă, ce e asta? Eu nu mai înțeleg. Sunt foarte confuz, fraților. Și a plecat. Ești nebun? Mă, ce? Deci stai... Ok, deci până acum mi se pare că e doar o glumă proastă, nu văd niciun Georgica, nu văd nimic din ce ni s-a spus până acum. Na, aici este aici, la ăsta de cumpărat mașini. Uite, iar e Ana singură, mă, ce se întâmplă, frate, uite-o pe Ana cum e aici, tot ea singură vorbește, ia, opa, asta e așa că se întâmpla ceva la un moment dat. Deci ce face?
Uite-te și tu, doamne, uite-o pe Ana acolo, ați văzut-o? Doamne, ferește, bă, deci e numai ea singură. Și a vorbit și a plecat, bă, deci asta e un prank 100%, nu? Asta e 100% un prank, uitați-vă și voi ce mă chestia asta. S-a dus la toată lumea și a vorbit cu ei ca să ne facă nou prank 100% asta. Uite, și aici e casa, ia, stați așa, ia. Și ce se mai întâmplă? Ia, deci asta e Ana după ce s-au întâmplat toate astea. Ok, nu, no, nu-mi spune, nu. Deci nu cred așa ceva. Deci stați așa, fraților, stați așa un pic. Deci vrei să-mi spui tu mie că Ana doar a făcut un prank și ea se află în garaj? Ea a fost în garaj în tot timpul ăsta. Bă, faceți mișto de mine cumva. Bă, ce... Nu, stai puțin, nu. Deci dacă chestia asta e pe bune, chiar o să mă supăr. Bă, ce prank-uri sunt astea, frate? Deci ăsta pare 99% prank. Că altfel eu nu înțeleg ce a fost chestia asta, că toată lumea ne-a spus complet alte chestii și pe filmări e doar Ana care se duce și vorbește cu toată lumea. Mă, ce? Ok, nu, stai așa, trebuie să-l chem pe Mariusica și să mergem de urgență acolo. Deci eu cred că e un mare prank prost și atât, fraților. Wow, fraților, ce părere ați avut de ce am văzut? I-am spus și lui Mariusica să vină ca să-i spunem veștile. Bă, deci nu pot să cred, dacă Ana chiar este acolo, pe bune, Luc, Mariusica, ghiși ce? Eu cred că știu unde este Ana, cred că am aflat unde era Ana în tot acest timp. Ghici unde e? Cum adică ghici unde e? Păi eu știu unde e, tu știi unde e? Eu știu unde e, am văzut efectiv pe filmări, bă, Mariusica. Deci Ana s-ar putea să fi fost în tot timpul ăsta la ea acasă. Chiar s-ar putea să fi fost la ea acasă. Și acum tu o să spui, bă, noi am fost la ea acasă, nu? Și ne-am uitat la ea acasă și am văzut toate chestiile alea. Dar, Mariusica, ia gândește-te puțin. Care este singurul loc pe care nu l-am verificat când am fost la Ana acasă? Este un anume loc, baza secretă. Nu mai există baza secretă, că nu mai are nicio bază secretă. Nu, este un anume loc pe care nu l-am verificat. Vino-ncoace. Deci, bă, nu pot să cred, dacă pe bune. Deci fii atent, Mariusica, vino-ncoace cu mine. Dacă tu acum ridici garajul ăsta și Ana este aici, eu înnebunesc și cred că efectiv a fost totul un mare prank sau ceva de genul. Spar tot. Ok, deci dacă noi... Uite-o, mă, unde era. Bă, Ana, ce sunt, bă, glumele astea? Uite cum stătea aici. Doamne ferește. Bă, ce-a fost chestia asta? Deci, Mariusica, ca să înțelegi, ia uite, ți-a luat și flautul, ești nebun? Doamne ferește, mi-a luat și flautul. Ca să înțelegi, nu era niciun Georgica pe filmări, era Ana singură. Cum se duce la fiecare din oraș și le spune, gen, probabil i-a mințit să ne mintă pe noi. Le-a spus să ne mintă pe noi, gen. Ana, ce a fost chestia asta? Ana, tu te-ai dus și ai vorbit cu fiecare. Ai niște explicații de dat. Efectiv a fost poliția în căutarea ta. Ne-am speriat. Am făcut și eu un prank. Ce doar tu să faci? Ia uite, bă. Doamne ferește, a fost prank, Mariusica. Bă, și eu chiar am crezut că chiar o fi venit abonatul ăla, cine știe. Ce sunt prankurile astea? Deci eu chiar am... Bine, prima oară nu prea am crezut, dar după aia m-am gândit, bă, las-o încolo, zice și ăla, și ăla, nu găsim pana pe nicăieri, online pe server. Georgica, ce mai face? De unde să știu ce face Georgica? Că eu cred că te-a luat pe tine pe aici, că ați fost împreună, că nu, nici măcar nu mai înțelegeam dacă a furat-o Georgica, gen, dacă a capturat-o, dacă face Ana mișto, dacă... N-am mai înțeles absolut nimic, țeapă, uite-te și tu. Da, deci asta a fost cea mai mare alarmă falsă, Ana, și o să fii, gen, arestată pentru că am făcut o anchetă pe... pentru... Bă, nu-i spargem acasă totuși, ia uite, doamne. Am făcut dita mai ancheta, Ana, pentru că am crezut că te-a răpit cineva sau că ai pățit ceva și tu, de fapt, făceai mișto de... Doamne ferește, deci nu mai zic nimic. Ok, o să te trezești cu mare amendă de la poliție. Da, fraților, deci asta mi-am pierdut vremea pentru că credeam că Ana a pățit ceva, dar de fapt făcea mișto de noi. Am înțeles, cred că o să ne auzim pe data viitoare. Da, hai că ne mai jucăm cu Ana, dacă e. Pa, pa!